Mulțumim Sfântului Iacob că ne-a primit să slujim astăzi în mănăstirea noastră, pe care el, Sfântul Iacob, o numea Maică și Moștenitoare a noastră. Mulțumim Părintele Arhiepiscop Calinic, care a dat binecuvântare pentru toate cele ce s-au săvârșit astăzi, pentru prezența preasfințiilor lor și pentru hirotonii. Mulțumim Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, care este pentru prima dată la Putna ca ierar, ca monah, nu știu, ca slujitor, iar nu știu, dar ca bun credincios al bisericii noastre, a mai fost încă de două ori, cât am înțeles, odată în timpul stăreției Preasfințitului Gherasim și odată în timpul stăreției Părintelui Iachint. Și mi-a venit întrebarea, oare chiar să fie așa de în vârstă Preasfințitul? Nu prea cred. În timpul stăreției Părintele Iachind. Îi mulțumim pentru hirotonie, pentru că a hirotonit și va pomeni la slujbele sale pe Părintele Paisie, căruia astăzi i-a venit rândul, după 27 de ani de viețuire în această mănăstire. Și aseară el m-a întrebat, dar de ce acum când sunt așa mai la... Zic, acum a sosit ceasul, știi cum este? Călugăria și căsătoria este de jos în sus, adică noi îi cerem lui Dumnezeu, hirotonia e de sus în jos. Acum a sosit momentul. Mulțumim Preasfințitului Damaschin pentru slujire, pentru cuvântul de aseară și pentru hirotonia Părintelui Iachint, care, iată, la 100 de ani de la nașterea Părintelui Iachint Unciuleac, un alt Iachint, se naște într-o hirotonie, în plinătatea aceasta a harului, că nimic, când am fost hirotonit eromonac, mi se părea că am pierdut ceva, eu am stat un an diacon, aproape un an, și mi se părea că am pierdut ceva. Nu e nimic mai frumos ca preoția. Vă mulțumim, preasfințiile voastre. Expresia o casă sunt, o găsim la Sfântul Iacob Putneanul și aceasta se referă la mănăstirea Putna și toate schiturile câte au fost aici împrejur. Și e momentul acum ca să le amintesc. Acestea nu sunt puține. Dacă ne uităm în tabloul comandat de Sfântul Iacob Budneanu și care se păstrează o replică în Muzeul Mănăstirii, de la intrare aici în Putna, la vărsarea Putnei în Suceava, pe Țurana, a existat acolo pe unde sunt Ilie Pintescu, Pinticii, a existat un locaș monahal. Și acesta apare în tabloul Sfântului Ștefa a Sfântului Iacob de la 1760. Pe pârâul Vițeului apare chilia, apoi mănăstirea veche, aici unde este biserica actuală de lemn. Biserica actuală de lemn, așa cum ați auzit și din cuvântul Părintelui Dosoftei, este mănăstirea veche. Aici au activat cărturari, călugări, acolo a activat Vartolomei Măzăreanu. Probabil că atunci mănăstirea, cum a spus și Preasfințitul Siluan în cuvânt, în 1739 căzuseră turla la cutremurul care a fost, chiliile, trapeza, bucătăria, cuhnea, cum se spunea atunci, erau într-o paragină. Și probabil că atunci viețuitorii s-au retras la mănăstirea veche, deci Biserica Dragoș de astăzi, și acolo au activat, cred că acolo... Am această nădejde că nu voi apune până ce să nu văd și mormântul lui Vartolomei Măzăreanu, pe care îl prețuim în mod deosebit. Și am zis de multe ori, poate că alături de cuvioșii Sila Paise Nathan, poate trebuiau să mai fie și alții, dar nu este timpul pierdut, trecut. Apoi siestria Putnei, aici la deal. Mai la deal de siestria Putnei am identificat și căutăm să identificăm schitul Ursoaia, care era deasupra siestriei.
apoi Poiana Sihastrului, unde astăzi este mănăstirea Daniel Sihastru, a cărui stareț a participat aici, căruia îi mulțumim, a participat alături de noi Părintele Partenie, desigur și Părintele Nectarie, care a fost prezent aici în mijlocul nostru. Aduc mulțumiri domnului director Ciprian Crețan, care își ia în serios responsabilitatea de director la o școală care este urmașă celei mai vechi școli rurale din Moldova. Așa cum am auzit, anul acesta se plinesc 265 de ani de când Sfântul Iacob a determinat înființarea ei. Și îi mulțumesc totodată și domnului primar, Gheorghe Coroamă, care împreună cu domnul director în 2016 a fost canonizarea și scoaterea din mormânt a Sfântului Iacob, când am găsit Sfintele sale moaște, care sunt acum în raclă, în prezența înalt preasfințitului episcop Imen. Pe 7-8 iunie a fost canonizarea 2016 și pe 15 iunie am desfăcut mormântul seara în jur de ora 20. Și undeva v-am prezentat eu acum vreo câțiva ani un jurnal al meu care l-am avut notat pe minute când am ajuns la Sfintele Moaștele Sfântului Iacob în Neanul. Și cum acolo sunt și Sfintele sale moaște și mulțumesc preasfințitului Davaschin că a pomenit astăzi pe părinții săi, Ieroschimonahul Adrian și Monahia Mariana, Maria, și pe Monahia Pelagia. Ei au fost o familie, toți, de acum, chiar dacă au fost către bătrânețe, s-au retras în viața monahală. Dar mulțumirile mele se adresează domnului primar și domnului primar Coroamă, care împreună cu domnul director au făcut toate demersurile 2016-2017 ca în 2018 școala din Putna să primească numele de școala Mitropolit Iacob Putneanul. Și îi mulțumesc că a venit astăzi cu elevii, cu cadrele didactice, dar și cu acești mofturoși tineri de aici, frumoși preasfinția voastră, preasfințite Părinte Siluan, costumul de Putna se deosebește de cel de Vicov. Priviți cămășile, cele două, cei cu drapelele în mână, faceți un pas în față, acelea sunt costume curat de Putna. Doamna de aici prima, de aici din față, este costum curat de Putna, alb cu negru. Și doamna Dorina din spate, celălalt de acolo este un amestec, dar și domnul director al școlii, domn primar n-a venit, a venit în costum nențesc astăzi aici. Da, și știți, cei costume nemțești sunt cei cu hainele acestea, dar costumele naționale sunt costumele noastre românești. Da, le mulțumim. În mod deosebit, n-am reușit să o fac până acum, dar dacă astăzi a rânduit prea bunul Dumnezeu ca să ne vedem aici și prezența elevilor, ne-a determinat spre așa ceva. Nu mai rungeți cuvântul. Ce este învățătura, educația, o icoană și o închipuire dumnezeiască, zice Iacob Putneanul, o cârmă ce cârmuiește pe sufletul ce se află într-un acest vas pământesc. Ia auziți, o cârmă ce se află în acest vas pământesc. Care e scopul educației? Cunoașterea adevărului de la Dumnezeu. Învățătura cea de la Dumnezeu este lumină trupului, cunoștință credinței și înălțare firii omenești. De ce este necesară educația? Iarăși spune Sfântul Iacob, rană bună, putere să ia din învățătură. Ce se întâmplă în lipsa educației? Cel neînvățat, zice Iacob, este asemenea copacului uscat, este asemenea orbului care crede că vede, dar este în întuneric, pentru că sufletul și mintea sunt cele care văd. Care este importanța educației? Tot la Sfântul Iacob găsim. Din creșterea copiilor, ca dintr-o rădăcină bună, sau rea curge toată viața. Iar dacă omul este crescut fără frică de Dumnezeu și fără învățătură, atunci este puțină nădejde că va fi mai bună cealaltă viața lui. Iată, și mai sunt multe alte întrebări și cuvinte frumoase de la Sfântul Iacob Putneanu. Le aveți?
a fost tipărită viața Sfântului Iacob și învățăturile lui. Vă mulțumim, preasfințiile voastre, mulțumim dumneavoastră tuturor celor care astăzi ați răpit din timpul dumneavoastră și ați ținut să fiți alături de noi. Mulțumim soborului de preoți și slujitori, 40 la număr înveșmântați și 2 s-au alăturat mai târziu, în total 42 am fost la Sfântul Potir, care astăzi ne-am împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Reamintesc viețuitorilor mănăstirii că au datoria ca din când în când să se mai uite peste testamentul Sfântului Iacob Undeanul. 18 ani, preasfințiile voastre, a mai trăit încă Sfântul Iacob Undeanul după ce s-a retras din scaunul de mitropolit al Moldovei. Și așa cum a spus în cuvânt, l-am găsit în mormânt, smerit, când a zis că mă las de toată slava cea deșartă, mă las de mitropolie, numai să nu se mai pună blestem, să nu se mai pună iarăși taxele acelea, birurile pe popor, ei bine, s-a lăsat și de toată o cruce mică am găsit în mormântul lui, care este acum în muzeul mănăstirii. Vă mulțumim dumneavoastră tuturor!